Salutare, sunt Andrei și astăzi voi prezenta modelul de la Leap Motors, Jeep-ul mare, C10. Ia haide cu portbagajul să începem. Dar cum se deschide? Ah, uite de aici. Foarte spațios. Cel puțin pentru mine. Hai să vedem un pic și interiorul. Văzut din spate. Aici avem un subwoofer. Și butonul care închide. Hai să ne urcăm. Ia să vedem. Simplu, deci ador chestiile astea cum se simple. Portul de încărcare. Cât spațiu. Este destul de spațioasă, e foarte spațioasă în spate. Ia uite, plugăm aici. Geamul acesta de sus, panoramic. Avem și cotieră, piele ecologică. USB-C și USB normal. Suport de pahare și aici avem ventilație. Îmi place geamul de sus. Haideți să mai filmăm de aici. Bun, și să mergem și în față. Cum s-a deschis așa? Ce simplu se deschide ușa, ce ușor, soft. Aici este un material, pare un fel de alcantara. Poate se vede textura. Ia să vedem și în față. Așa, scaunul s-a dat mai în față. Punem camera, o fixăm și hai să vedem ce avem aici. Butoanele astea, ia să vedem ce... De încuiat, de descuiat. Ah, de aici se încuie, se descuie ușa. Super interesant. N-am mai văzut nicio mașină pe volan buton de încuiere și de descuiere a ușii. Îmi place că volanul are doar două spițe. Este un reglaj pe adâncime și pe înălțime și manual. Foarte fain. Așa. Torpedoul. Ia. Op, avem buton, micuț torpedoul, dar e de ajuns. Luminile ambientale. Și aici avem ventilația. Ia să dăm drumul la ventilație. Apoi o dăm pe auto. Avem încălzire. Oh, și în limba română. Încălzire, AC, auto, mod eco, nu știu ce înseamnă, aici calitatea aerului, vedere 360, 3D, uite mașina, se vede frumos, ce tare, frumos, da. Deci putem să mișcăm camera cum vrem noi și se vede mașina. Aici ce avem? Șasiu transparent. Ia, dacă oprim șasiul transparent, îmi arată exact mașina cum este ea. Foarte fain. Traiectorie dinamică, în fine, alarmă marș arier. Aici mi se încarcă telefonul. Super, îmi arată că mi se încarcă telefonul. Și s-a oprit încărcarea. Ia. Și acum pornim încărcarea. Super. Trec de la una la alta pentru că sunt puțin entuziasmat. Ia să vedem ce avem aici. Nu, deci eram pe home și cum e. Așa, bun. Aici avem aplicațiile. Telefon, Spotify, bun. Deci avem și niște aplicații Spotify. Conectează-te. No.
Bun, deci aplicații. Radio EV Map. Ia să vedem ce e asta. Bine ați venit la EV Map. Caută stație de încărcare în apropiere. Începe, ești mereu la curent. Am înțeles. Android Auto Support. Sounds cool. Super date going electric, open charge, hybrid. Recomandat în țările vorbitoare de limba germană. Internațional. Calitate variată, descriere în engleză. Nu umblu aici. Hai că mașina e nouă, nu umblu, nu bag eu. Bun, avem setările. Portiere, încărcare. Ia să vedem la încărcare ce mi-arată. Pot să aleg eu până unde să o încarc. Ia să vedem, 80%, 100%. Cabel de încărcare nu este... Ah, uite, la 90% mi-a arată că este optim. Vehicle to load. Și pot și să descarc bateria și să dau, descuiați conectorul vehicle to load. Aici pot să dau curent, probabil 3 kW putere, ca să am, să folosesc un cuptor cu microunde sau alte chestii, obor mașină. Ia să vedem, condus, eco, confort, sport, mod o pedală, mod deplasare foarte lentă. Ia să vedem, după eliberarea pedalei de frână, vehiculul se va deplasa lent către înainte, probabil că nu va avea regenerare. Am pedale de regenerare? Nu am. Și cum se bagă viteză? A, uite de aici. Rână dă și aici am așa, dar strigătoarele? A, sunt aici strigătoarele, bun. ADAS. A, sistemele de siguranță ale mașinii, sunet, multimedia, așa, asistent, lip motor, conversație continuă, un cuvânt de reactivare, așa, afișaj, mod întunecat, interesting, comutare automată, mod luminos și întunecat, ajustare automată, bun, curățare ecran, pornit, distanță, kilometri și mile, sistemul, pornire vehicul cu parolă, detecție viață, ce asta, detecție viață. Sistemul de detecție la viață va fi activat după scoatere de sub tensiunea și pe vehicul. Dacă detectează ceva, vehicul va semna. A, dacă țuiți copilul în mașină sau animalul. Bun. Interesant și asta. De aici poți să oprești sau să pornești aerul cu ăsta, airbag-ul. Condusul am văzut, iluminatul. Auto, lumini de ceață, fază lungă automată, iluminat inteligent, ce e ăsta? Lumina de întâlnire, când lumina de circulație este dezactivată în mod auto, lumina de poziție nu se aprinde în timpul zilei, temporizare lumina, în fine. Interior. Lumini de lectoră stânga-dreapta, sunt astea de aici, de sus. Avem și butonul de SOS. Și închidem trapa. Între timp, luminozitate, alte culoare. A, luminozitatea la ăsta și culoarea pot să-i dau pe... da, aia ce frumos e. MOV, MOV Mercedes, zona de afișare, față și spate, avem și în spate. Și dacă dau doar în față, în spate s-a oprit, dacă dau doar în spate, în față și în spate și în față s-a oprit. Efect de lumină ambiental, mod Canon. Nu știu ce înseamnă asta. Efecte de ritm muzical. Bun. Aici avem muzică. Bluetooth nu e conectat. Și hai să vedem harta. Mai apar și stațiile de încărcare. Ce tare. Și noi suntem undeva aici. Și avem o stație de încărcare. Strada Pala se reconectă. Dar oare face... Găsim... cumva să precondiționăm bateria pe undeva. Așa. Am făcut o chestie. Am ieșit. Return. Dar nu mi-arată pe hartă mare lucru. Momentan probabil mai trebuie să fac anumite ajustări la, sau eu știu ce, update-uri la mașină. Mașina este nouță, abia a ajuns în showroom-ul Auto Padova din Iași. Ia să vedem. Baterie insuficientă ca să ajung până la München. Și ia să dăm aici click. Ce se întâmplă?
My location. Ce se întâmplă până pe acel traseu? Și dăm go. Acum să nu știe, de aici, de aici cred că e vocea. Și aici dacă dau search, poate să îmi poate găsi. Ia așa vine, dacă dau search îmi găsește stații, dar îmi găsește stațiile de pe traseu? A, uite aici, uite aici, uite aici, să vedem. Și dacă mă duc aici, îmi caută? E, nu știu încă să folosesc sistemul, dar cu siguranță, mie mi se pare că este foarte rapid. Bun, GPS-ul văd că e funcțional. Și haide să oprim. Și ce mai avem aici? Nu, ne ducem la home. De la încărcarea anterioară am făcut 1,3 km și am consumat 35 de kWh la 100 de km. Avem aici harta, este ca la Tesla EV Charging Station. Deci aici avem niște scurtături. Hai să vedem ce arată. Și avem călătoria actuală de la încărcarea anterioară. Următoarea întreținere pe 11-10-2025, peste 20.000 de kilometri. De la încărcarea anterioară, călătoria A și B. Super! Dar ce mișto bagă pe aici căldură. Și aș vrea să vă arăt ceva. Ia să vedeți aici. Deci avem, bagă de aici căldură și bagă și de aici de jos. Și ăsta de aici, împreună cu ăsta de aici, se poate ajusta, ia să vedem, să dăm și să ajustăm stânga, dreapta, sus, jos, ia să vedem, se mișcă, asta de aici, cred că se mișcă. Da, asta de aici se mișcă de jos, eu le văd, nu știu că se văd și în video. Da, foarte mișto. Și aici avem răcire rapidă. Mașina e foarte spațioasă. Stai sus. Se vede foarte bine în față. Îmi place foarte mult. Ia să vedem condus. Îmi arată raport consum de energie de la ultima încărcare. AC condus 26%, AC 43%, altele 31%. Aerul condiționat a consumat 43%, altele au consumat 31%. Super. Ia să vedem. Ce mai avem nou pe aici? Îmi arată că telefonul se încarcă. Ia să vedem Wi-Fi dacă îl pornim și îl oprim. Bluetooth, ceea ce e în apropiere. Foarte, uite, se închide, se deschide. Seamănă un pic cu ce are la Tesla. Aici. Ia ce avem. On. Așa, sigur, doriți să dezactivați controlul electronic? Nu, nu. Ne duce în meniu de condus. One pedal, control la coborâre. Uite, are și hill descent control. Control de coborâre în pantă. Reglarea automată a stabilității ștergătorului, mică, mare, standard. Reglaj intermitent a vitezei ștergătorului. Și de aici avem selectorul. Ca să poată merge mașina, apăsați pedala de frână și introduceți cardul NFC în cititor, în ctitor. Și acum dăm pe drive și mi-a apărut aici drive, chiar se vede o mașină în față. Și aici avem parking, super. Bateria mi-arată că mai pot face cu bateria 320 de km, dar nu mi-arată procentul. Unde aș putea vedea procentul bateriei? Ia, dacă mă duc aici. Nicăieri, eu nu văd aici procentul bateriei. Ar fi interesant să știm și câtă baterie avem, dar nu mi-arată în procente. Nu văd eu momentan. Mașina are 41 de km. Vai, ce ușor se învârte volanul. O, vai de mine! Da, aici are o cameră video. Camera video e foarte discretă. Suportă de număr discret și el. Îmi place foarte mult cum arată mașina și simplitatea ei. Și cred că se conduce și foarte fain. Hai să vedem un pic și pe dedesubt ce avem. Descrierea modelului o veți găsi în, specificațiile mașinii le veți găsi în descrierea clipului video.
Asta a fost până pentru moment. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până acum. Dacă sunteți din Iași, mașina o puteți testa la Auto Padova, la intrare în Mulțcani, unde găsiți și alte modele. Jeep, Fiat, Alfa Romeo. Uite ce Fiat frumos aici. Și puteți vedea și clipul cu Fiat 600 electric. Vă mulțumesc și vă doresc o zi extraordinară.